am mare chef, n-am ceas la mână, deci nu despre mine era vorba mai devreme. Și știi cum se zice la chef în engleză, șurubel? Cum, Bogdan? Șef. K-H-E-F, șef, Ciprian Ogar, că în dimineața asta la vorbește lumea. Bună dimineața, ce frumoasă este viața. Bate ploaia în jaluzele și se aude pic, pic, pic. Doar guranii, vestimele, nu mă lasă niciun pic. N-am auzit în viața mea. La mulți ani, Doamne ajută, astăzi facem ciorbă de potroace. Hai la ciorbă de potroace cu zamă de varză să ne revenim. Cum îți cheamă, măi? Cum îți cheamă, măi? Dă-mi microfonul acolo. Ce face, mamaie? Vreau să știu. Bă, dată, mama e face foarte bine, acum să lăsăm microfonul, că vă zic pe voi că vă apucare de cântat. Dă-mi-l mie, pune-mi la poliție. Bă, dată, mama e vă transmite un anul fericit la toată lumea și să-i mama e, mă duc la vorbește lumea și facem ciorba de reveneală. Ciorba de-a doua zi, știi, facem ciorbă cu zamă de varză, cu potroace. Astăzi folosim potroace de pui. Că asta e, știe, ciorba autentică oltenească asta a noastră și o facem cu potroace de pui, adică mărunta. Aici avem spinăr de pui, pipote, inimioare, aripioare, una alta, știi? La noi se face cu fidea, de obicei se face cu zamă de varză și orez, prieteni. Dar, dar de obicei nu se face și cu nuntă? Asta se mănâncă fără nuntă? Bă, tată, păi se mănâncă după nuntă, aia, păi știi? Dar merge și după Revelion? Merge și de după Revelion, merge și de după nuntă, că ai văzut că la Revelion e mai mișto ca la nuntă. E un fel de practic. Dar fii atent, Bogdan, astăzi vreau să vă arăt cei patru fantastici în bucătărie. Yeah. Astăzi vreau să vă arăt la orice ciorbă care o folosiți voi, prieteni, acasă și o faceți, facem patru, cei patru mușchetari. Păstârnac, țelină, morcov și ceapă. Și bineînțeles, tată, praz. Dar prazul nu-l tocai, că să-i să mă apuc de el acum. Cum ar zice Ciprian Ogar, că prazul is life. Is life, ok. Tată, ne apucăm prima dată să punem niște ulei în oală. Eu folosesc o oală de asta de 10 litri ca să ajungă la toată lumea. Așa. Și acum folosim prima dată să călim puțin potroacele. O să punem prima dată pipotele și inimioarele, că se fac mai greu. Vezi ușor așa să nu te... Știi, să nu sară pe tine, pe ceas, pe alea cu mâna stângă. Cum zice... Ce ceas, mă, nu cunosc. Știi cum zice femeia la pipote? Ia zi, da, sau cum zicea, că mai crescut acum. Pupernițe. Pupernițe. Bun, de ce nu știu? Dar la noi știi cum era când venea mamaie, mamaie Nicuța și punea acolo și prima dată pipota și ficatul le păstra pentru noi copii, știi? Și mie mai plăceau gherele. Mamă, ce-mi plăceau ghearele. Da? Da, dar nu găsi gheare, că vă puneam și gheare. Acum cât ai făcut mai mare, îți mai plac ghearele? Bă, da, îmi plac ghearele, că mi-aduc aminte de copilărie, că nu-i niciodată de unde am plecat. Și gâturile ăștia îmi plac mie cel mai mult. Tată, puneți acolo potroace, călim bine de tot, pipotele, spinările... Pupernițele! De pupernițele, așa, tată, pupernițele. Da, ia zi, la voi se zice la cartofi barabule? Sau nu, nu se zice barabule, dar știm cu toții ce înseamnă barabulele, că am auzit termenul ăsta de multe ori. Mă, așa l-am auzit și eu și zic că la noi în Craiova se spune cartofi, știi? Și de aceea am văzut, zic, n-am văzut să-i barabule, dar nu pot să rămas astăzi cartofi. Așa, așa. Pregătim și aripioarele. Hai, Cipriane, că mai avem un minut, Cipriane, și trebuie să facem de mâncare aici, să arătăm. Da, facem de mâncare, uite, acum punem la pregătit carnea. După ce punem carnea, o lăsăm să facem, mie îmi place să o numesc așa, ca o concentrat dintre asta de legume de casă. Punem carnea, stoc. Punem apă, îi facem stocul ăsta, bravo, Bogdan. Nu, Bogdan, tu știi, bine, bucătărie. Dar ți-am zis că te apucat și de bucătărie, te apucat și de cântat. Să vezi dacă mă apuc de câștigat competiții importante, Bogdan, și dacă mă apuc de te iau cu mine, te iau cu mine. Ia uitați, prieteni, ce e aceea. Zic cât ai luat. 50.000 de euro? Tată, luai 50.000 de euro și îmi făcui la Craiova afacere. Dar asta nu mai trebuie la caserie după aia, știi tu, cu prazul. Temporatul 3 în 53, 07, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa? Să dai 20.000 acum. Nici o problemă, mă. Dăm 20.000 din aia 50, că avem. Știi cum e. Așa. Hai mai tai acolo din potroacele alea. Da, tată, ne apucăm să aruncăm tăim în, de pui. În oală. Și fiți atent, cel mai important, da. Nu puneți sare pe carne, pentru că... Și nici pe rană. Nu. Aia, păi aia te ustură. Nu pune sare pe carne pentru că carnea trebuie să-și lase gustul ei natural. Sarea o punem aproape de final pentru că avem zamă de varză, prieteni. Și zama de varză e un pic sărată, așa că nu trebuie să exagerăm puțin cu sare. Bun, bine, șef Ciprian Ogar, că rămâne în bucătăria, vorbește lumea, ne face o ciorbă de potroace exact cum trebuie, cum e zis tu, ciorbă de reveneală. Ciorbă de reveneală, cum e pastila de-a doua zi, e ciorbă de-a doua zi. A, așa? Așa. Așa se făcea tratamentul facial pe vremuri, așa am văzut eu la mama. Țineai oala, stăteai cu fața în aburi. Vezi să nu fii invaziv în oala aia, te rog frumos, nu-ți băga. Nu-ți invada nasul în invaziva oala. Nu te mai vedem. Bogdan, să-ți faci un masaj facial. Iei o cană de zamă de varză și hați. Au, mamă, ce reveni, ce masaj facial făcui. Șef Ciprian Ogar, care alături de noi face ciorba de potroace și ca să-ți meargă bine tot anul, se pune pană de praz la pălărie. Așa, da, să nu cumva să pui sub pălărie ca meu, știi? Așa. Ciorba de potroace, deci, da? Deci fiți atenți, prieteni, pusărăm potroace la călim frumos, pac, făcurăm stocul de potroace, da? Tocarăm legumele și acum luăm toată sănătoase. Ceapă, ardei. Cei patru fantastici. Cei patru fantastici, cei patru mușchetari. Pe lângă cei patru mușchetari, păi mai vină și verișorii. Mușchetarii sunt
pastărnac, țelină, morcov și ceapă. Așa. Și mai veni și vărul de la Craiova cu prazul și cu ardeiul. Pac. Punem toate legume în abundență. După ce punem legumele, vă spun și un secret. Punem zama de varză și de ce? Ca legumele noastre să fie așa cum ar veni fierte în zamă de varză. Știi cum făcea mă tata șunca? Ai văzut șunca aia când o mâncai dimineața fiartă în zamă de varză? Să și prinde... Rubere, I love you, de-abia aștept să vin la tine la podcast. Ești invitat deja. Așa dată și punem zamă de varză. Să vii cu circa zama un de litru, varză. La 7 litri de apă punem un litru de zamă de varză. Ia zi și Rubere, scuză-mă, scuză-mă. Aia voiam să zic, că mie îmi place să beau zama de varză direct cu ceapă tăiată așa, ceapă roșie în ea. Și cu un ardeiute, cu un ardeiute, ăla e probiotic. Da. Da. Dar prazul ăla e bio? Prazul de azi e bio sau de la luat de la supermarket? Da, ăsta e de la bio ținut în, în nisip la maica Nicuța. Mama Nicuța, te pup, te iubesc. I love you. Știu, drace, s-a făcut ciorba de potroace. Șef Ciprianu Garcă s-a ocupat, uite ce bine e luat aici la noi. O să vii, eu nu-s mai aproape. Da. Pătem cu acest saborimentic. Uite așa toacă, mama e Nicuța, după ce termină ciorba Lili, uite așa. Așa toacă? Da, așa. Dar ce e ăsta, leuștean? Ce-i pătrunjel? E pătrunjel amestecat cu mărar. La noi ciorba de potroace tot timpul se face mărar cu pătrunjel amestecat. Cum făceai, Bogdan? Făceai aici la abur... Făceam, păi da, pentru ten. Aia, Lili face puri. Bine la ten. Face. Da, da, dacă bagi o ciorbă de-asta de potroace dimineața după ce consumi, îți revii și cu tenul, și cu inima, cu suflet. Și e bună pentru femei dacă o consumă bărbații. Asta, ciorba de potroace. Am văzut că ai pus multă țelină. Eu le pun și câte un ardei iute să facă bine la tensiune. Bun. Și hai să ne apucăm să punem în strachină, că vorba alea, să mâncăm. Auzi, dar e acră? E acră, e de la zama de varză, s-a acri. Deci vreau să zic chestia asta în direct, să se facă oficial această plângere de șef Ciprian Ogar, că este dezamăgit de polonic. Da. Adevărul e că asta nu e polonic, la noi acasă în Oltenia, asta e lingură, tată. La noi polonicul e din tamai. Deci trebuie să luăm un polonic, dragi. Ce vă pune, mama? Ce vă pune? Vă pun aripioară, vă pun pipoțică, ce vă pune, mama? Pui pupernițe, în primul rând. Cu smântână, fără, fiți atenți. La noi, ca să pui smântână la sfârșit așa. Da. Și uite, tată, asta este ciorba noastră de potroace. Care are în ea? Da. Praz. Praz. Așa, potroacere de pui. Da. Uite, pentru Bogdan, le pune spinare. Bogdan, ție spune spinărică. Am, da, știi și pipoțică, da. Nu mai pune spinare. Așa, lasă așa să fie, Bogdane, că știi cum e, dacă e să poarte de noroc acolo. Doamne ajută. Da. Să o salut și eu pe nevastă mea. Uite, iubirea mea, pentru soția mea, Ileana, uite, făcui ciorbă de potroace, că cineva să mea că nu prea fac ciorbă acasă, știi? Da. Te pupăm, Ileana. I love you, Ileana, și-o pus pe fetița mea, pe Briana, pe băiețelul meu Ciprian Junior. Mai vă faci? Pupă tata mai și faci? Vreau să mai fac și eu anul ăsta gemeni, să-mi dea Dumnezeu și vouă la fel. Așa, ce, Doamne ajută! Ce? Doamne ajută-ne! Băi, așa planul mai... Așa e, curajos! Mie îmi plac foarte mult copiii și când văzui aici copiii de venire cu băiatul și mi-a să-i aminte care e și menirea mea de tată, bă, tată, chiar mă emoționai, că să știi că noi chiar, pentru mine, cea mai mare bogăție pe acest pământ sunt copii. Așa e, îi iubesc, pentru ei trăiesc, îi iubesc, că știi cum e. Eu am ales să fie în viața mea și sunt dator ca tot ce am eu mai bun să le dau lor. Și frumos. De gătit nu se pune problema, ai ce să le pui pe masă, te pricep, uite cu câte pricep. Bă, tată, noi am crescut 6 frați la părinți, eu stau al cincelea și când punea mama aici, când punea și mama și alea, bă, când făcea o ciorbă, mai punea un polonic acolo de apă, mai punea o strachină de unde apă și ne-a dat să mănânce la toți. Să fie, da. Și vă iubesc, vă pupă băiatul cu prazul, stai să mă și o gură. Prietena asta e ciorba noastră de potroace și vă așteptăm și cu alte rețete aici la Vorbește Lumea. Să mă mai chema și pe mine, mare fiecare marți, joi, vineri, sâmbătă, duminică, dacă vreți facem sâmbătă și duminică. Te chemăm în fiecare sâmbătă. Și, duminică, și dacă vreți, vin și cu pizza, cu prăz, vin și cu ce vreți voi. Vă aduce băiatul. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, șef Ciprian Ogar, că mulțumim frumos, ne punem pe mâncat cerb.